Fraților, știți, nu a fost vina mea, a fost vina ei, am circumstanțe atenuante, am chemarea Domnului, Duh sunt în mine. Este un om nepocăit. Și dacă se poartă așa, este dovada clară că el a fost cauza divorțului, nevastă sa. Eu cred că cine e interesat de un subiect, stă și ascultă până la capăt dacă îi joc viața lui. Mm-hmm. În momentul în care eu știu că am familia pe butuci și că trebuie să fac ceva pentru ca să o salvez, nu mă interesează cât de mare e sacrificiul pe care trebuie să-l fac. Dacă trebuie să-l fac, îl fac. Și atunci, dacă un astfel de om, în cazul prezentat de tine, găsește pe cineva în biserică și reușește să-i cucerească inima, ferice de el, mai puțin ferice de ea, pentru că el intră cu un istoric într-un mariaj, omul ăsta se bucure că a găsit pe cineva, o soră care l-a acceptat așa cu istoricul lui, cu coada, da, cu tinica după el, că îl îndrăgește, că îl iubește, când despre lucrarea publică să-i cânte ei, să-i predice ei, să-i recite ei, să se roage în dormitor pentru ea cât vrea, dar în biserică n-are ce să ne învețe. Nu mai pot sluji, că am divorțat de soție. Și au încercat să-i reconcilieze consilieri celebri din America. Toată biserica a zis, nu, nu te lăsăm. Credeți că faptul că unii nu reușesc să se rupă de trecutul lor, adică ei se căsătoresc, dar vor să rămână în continuare cu prietenii, să iasă, să, cu hobby-ul, adică principiul ăsta biblic, dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur, să fie una dintre cauzele care duc la problemele acestea pe care le avem de multe ori, acum tot mai des și în bisericile noastre? Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, vinerea, începând cu orele 19-20, depinde în care țară sunteți, România, Spania. La noi, când e ora 19, ne-am dat seama că de cele mai multe ori, măcar că zic cu oamenii că România nu e așa înaintată, iată că voi sunteți cu oră înaintea noastră. Vinerea, de fiecare dată transmitem și astăzi, așa cum v-am învățat, transmitem din nou. Și avem de partea noastră un invitat, un om pe care îl apreciem foarte mult. Unii dintre voi îl vedeți de multe ori în anumite conferințe de familii, în anumite situații în care probabil că puneți întrebări, scrieți întrebări. Și pentru că noi nu am vrut să scriem pe hârtie întrebarea sau întrebările pe care le avem, am zis, hai domnule să le punem într-un cadru privat, să le punem lui direct. Că noi avem mai multe și nu săturăm cu o singură întrebare. L-am adus astăzi fratele pastor Nelu Mureșan de la Dej. Dumnezeu să-i binecuvânteze, frate Nelu, bine ai venit în casa noastră. Mulțumesc de invitație și vreau să spun că nu e un cadru privat. Când ne văd sute de oameni, deja ieșim din mediul privat. Și familia poate avea 100 de oameni și să fie tot cadru privat. Că vorbim despre familie. Așa. Astăzi, frate Nelu, Marcel, da, și eu aici. Și eu aici, da, vă salut, dragi prieteni, vă mulțumesc că așa cum ne-ați obișnuit de fiecare dată, sunteți dincolo de micile ecrane și vă mulțumim pentru reacții, comentarii și tot ceea ce faceți ca noi să putem să continuăm treaba asta. Frate Nelu, pentru ce am venit noi astăzi aici și pentru cine m-a adunat în cadrul acestei emisiuni, așa zis emisiuni, de fapt prietenii noștri care ne ascultă de atâta vreme știu că e de fapt o discuție între prieteni și asta înseamnă că deja ești parte din prietenii noștri, slavă Domnului. Mă gândesc că cine are mulți prieteni, dar eu se iară spune norocirea lui. Și acum este însă un prieten care merită să fie aproape, da. Corect. Numai că zice la un moment dat tot Biblia că biruința vine în urma numărului mare de sfetnici. Aha. Atunci vă luăm prieten consilier. Da. Și ne-am luat un sfetnic de nădejde astăzi. Ca sper să fiu între înțelept astăzi, ca să mă fac și eu mai înțelept, asta spune tot Solomon. Cine l-are pe Dumnezeu, are de partea lui cea mai mare înțelepciune. Așa că slăbiți să fie Domnul. Cartea care ne vorbește despre înțelepciune e deschisă pe masă. Așteptăm să ne spui câteva lucruri din ea. Pe baza subiectului ales de noi astăzi, ne-am mutat în societate și, de fapt, nu atât de mult în societate, cât ne-am mutat în biserică. Uh-huh. Și vedem amprenta societății pe biserică și pe familia din biserică. Și am avut noi foarte multă vreme o lozincă, domnule, familii sănătoase, biserică sănătoasă. Și am observat că dacă nimicești celula, adică familia asta, începi să nimicești biserica încet, încet. Și unul dintre lucrurile grave pe care le-am observat e că dispare încet, încet unitatea în biserică. Dar
nu neapărat la un cadru general, cât ne uităm la un cadru privat. Și prima unitate în care am observat că dispare, prima ruptură, frântură care se provoacă în cadrul familiei, și noi am dat un nume, de fapt, și Biblia folosește numele ăsta, despărțire sau divorț. Și astăzi am vrea să discutăm cu dumneata exact în contextul ăsta. Aș vrea să ne poți spune, dacă se poate, dar nu înainte să, eu știu, să-i saluți pe cei care ne urmăresc, să le spui un gând de bine, o binecuvântare, și apoi să ne spui care crezi în opinia dumneitale că sunt cele mai primele puncte sau cele mai dezastruoase puncte care duc la separare, la divorț, la neînțelegeri în cadrul familiilor și la eșecul a ceea ce se presupune că Dumnezeu a binecuvântat ca să fie pentru câte zile vom avea pe acest pământ. Da, sincer să fiu și să mă păsească Dumnezeu să nu fiu sincer vreodată. Când m-a invitat, am stat și m-am gândit ce să fac. De regulă atunci când cineva mă invită și îmi dă ocazia să fiu purtătorul de cuvântul lui Dumnezeu, simt așa un sentiment de satisfacție împletit cu responsabilitate. Adică mă gândesc că s-ar putea ca prin sfatul pe care îl dau să afectez oameni pe termen foarte lung, pe termen veșnic s-ar putea, da? Adică sfatul pe care îl dai unui om îl poate duce ori în împărăția lui Dumnezeu, ori să-l arunce în hăurile împărăției întunericului. Totuși, când mi-ai spus despre subiect, m-am simțit mai atras, pentru că e un domeniu care mă atrage de peste 30 de ani. Familia. Și mai ales când mi-ați spus că e vorba de ceea ce aș putea numi un flagel, să nu-l numesc holocaustul familiei, divorțul, care amenință și mediile evanghelice, m-am prins mai tare. Asta pentru că într-o carte pe care am scris-o, cel mai lung capitol îl dedic întrebării: ce spune Biblia despre divorț? Îi salut pe cei ce ne urmăresc și ne ascultă, Domnul să-i binecuvânteze cu sensibilitate. Amin. Și nouă să ne dea multă înțelegere, sau hai să zic o înțelegere duhovnicească a lucrurilor. Știu că discutăm despre un subiect extrem, extrem de controversat. Și mă vedea că în toate textele consacrate acestui subiect, Dumnezeu pune lângă divorț și recăsătorie, pentru că de regulă bărbatul când se gândește la divorț are o variantă de rezervă. Acum, tu pomeneai mai devreme un slogan, o lozincă, adică familii sănătoase, biserici sănătoase. Eu ți-aș propune să regândești sloganul ăsta și să pornim de la ceva mult mai important. Bărbați și femei sănătoși, familii sănătoase. Pentru că nu poți vorbi de un bărbat sănătos în credință care își unește destinul cu o femeie sănătoasă în credință și care în timp să se gândească la divorț. E o contradicție în termeni. Întotdeauna oamenii maturi spiritual vor construi familii mature. Oamenii imaturi spiritual vor construi familii imature. Gândiți-vă la doi îndrăgostiți care intră cu datorii în casă, în căsnicie. Ei nu se pot ajuta să-și diminueze datoriile, ci și le mulțesc, se dublează datoriile, da. De aia zic, când un băiat și o fată sau un bărbat și o femeie decid să facă împreună o casă, o căsnicie, dacă ei sunt maturi, au șanse foarte mari să aibă o căsnicie durabilă. Și apropo, făceam aluzie la acel capitol din cartea pe care am pomenit-o, cartea se numește Căsătorie garantată pe viață. Și am în minte această dimensiune a vieții de familie, durabilitatea, da? Durabilitatea, stabilitatea. Cine sau ce poate garanta o căsnicie pe viață? Cine? Sentimentele? Nici vorba. Biblia spune că cine se încrede în inima lui este un nebun. Tocmai de aia îmi place ideea unui fost călugăr catolic. El, la 30 de ani, când a întâlnit-o pe o fată, a dezbrăcat haina de călugăr și s-a unit cu această fată.
a scris o carte excelentă, se numește Taina Căsătoriei, Mike Mason îl cheamă. Și el vorbea de importanța legământului marital și el spunea că atunci când doi îndrăgostiți, un bărbat și o femeie merg la altar și rostesc jurămintele, care pot să fie banale, un da, sau poate fi unul mai sofisticat, da? Acele jurăminte, practic, în subconștientul celor doi îndrăgostiți, sunt un strigăt disperat după ajutorul lui Dumnezeu. Ca și cum ar ști că viața e atât de dură, încât n-au garanția că pot duce mai departe în acele sentimente atât de înălțătoare. Și atunci, trăim într-o lume postmodernă în care totul e relativ. Și iubirea relativă și legămintele au dispărut. Și mă întorc la acea maturitate foarte importantă pentru un el și o ea. Și aici aș vrea să ducem un pic lucrurile. Spuneai dumneata, înainte să intrăm în partea asta mai profundă, în partea motivațiilor pentru care se ajunge aici, că e adevărat, plecăm de la maturitate. Doi oameni maturi care au planuri bune, își doresc o familie sănătoasă, și nu cred că este cineva care să meargă la altar, să zicem așa, să folosim un cuvânt eclesiastic. Nu cred că este cineva care să plece cu gândul divorțului. E logică treaba, că toată lumea își dorește, domnule, până când moartea ne va despărți, pentru că chiar cred, numai dacă sunt căsătorii aranjate cumva de părinți, dar nu vorbim de, asta nu este cadrul bisericesc, bineînțeles, dar în cadrul bisericesc, toți oamenii își doresc cu succes. Acum, există varianta de parcurs ca lucrurile să se întâmple din pricina unei nevegheri și oamenii să ajungă la un moment dat să zică, știi, dumneata spunea acum, nu există varianta 1, adică divorțului, fără neapărat varianta numărul 2. Dar există oare varianta ca un om să zică, m-am săturat de tine pur și simplu? Ai promis că ești omul X, Y, Z și ai devenit exact alt om. Exact omul care nu mă așteptam. Și aici mi-aduc aminte de 1 Corinteni capitolul 7, unde niște oameni, căsătoria mixtă e adevărat acolo, un om cade în dezgrațiile lui Dumnezeu, pentru că începe să facă probabil, aș zice, măcar acolo nu-i contextul, nu-i același, dar să presupune că în cadrul familiei, doi oameni maturi spiritual, unul din cauza nevegherii a început să cadă, să patineze pe o latură unde nu-i de dorit să, și nici nu vrem să vorbim despre ea neapărat. Dar la un moment dat, în cadrul familiei ajunge să fie dezbinare, divorț, toate celelalte. E posibil ca omul să zică, nu mă gândesc la căsătorie, nu vreau să mă recăsătoresc, pur și simplu nu mai pot trăi împreună cu tine. Am încercat toate variantele de reîntregire a familiei, toate variantele să te pun pe tine pe roți, să revii, să te regândești, să reevaluezi starea, să te uiți un pic în familia noastră, să vezi problemele, necazurile care au apărut din momentul în care te-ai alunecat. E pentru că nu ești capabil, pentru că nu vrei, pentru că nu așa, eu să doresc mai degrabă divorțul, chiar dacă nu vreau să mă căsătoresc niciodată. Acum, dar eu să-și menționez cea două chestiuni care mi se par fundamentale în scenariul pe care tu l-ai prezentat și care nu e unul fantezist, ci unul realist. Primul lucru. Șansele sunt mici, mai ales pentru un bărbat, să nu se gândească la recăsătorire, mai ales dacă este tânăr. Și mai ales fiind învățat cu viața conjugală. 2. Din toată povestea și scenariul tău ai exclus pe Dumnezeu. De ce zic că l-ai exclus? Imaginează-ți că un el sau o ea, într-un mariaj, îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât pe partener. Adică are o teamă de Dumnezeu și m-aș duce în Psalmul 128, unde psalmistul începe cu a ne oferi fericirea și spune așa, ferice de oricine se teme de Domnul, da, și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucruri minunate, ești fericit și îți merge bine. Soția ta este ca o viță roditoare, copiii tăi sunt. Deci este un psalm al familiei. Și acolo găsesc acest ingredient care este unul de esență, frica de Dumnezeu. E când un bărbat se teme de Dumnezeu, adică își așează viața sub autoritatea lui și își gândește căsnicia împreună cu Dumnezeu, da? Se alinează la voia lui, nu cred că îi va reproșa într-o zi partenerei, cazul ăsta e bărbatul, da? Că este imposibilă, că nu poate fi înțeleasă, că nu mai pot duce casa împreună. Și aș pleca de la o premisă fundamentală. Dacă mă uit în toată Scriptura,
căsătoria a fost în inima lui Dumnezeu de la începuturi și când a gândit căsătoria, a gândit-o după ce în înțelepciunea lui, în eternitate, să zic în eternitatea trecută, da? Deja avea în plan relația Hristos-Biserică și mântuirea noastră prin unirea cu Hristos. De aceea Apostolul Pavel înțelege foarte bine acest plan al lui Dumnezeu când vorbește de căsătorie. Și face aluzie la Efeseni 5. El zice, eu vorbesc despre Hristos și Biserică. Și în acest mariaj, când el sau ea, dacă sunt naturi, decid să-și unească destinele, cum zice noi oamenii, practic își asumă în baza maturității rolurile, el ale lui Hristos și ea ale Bisericii. Adică un băiat când se căsătorește trebuie să fie constelat și să spună, bă, băiete, tu ești gata să accepți rolul lui Hristos în casa ta? Pe care e rolul lui? Păi, băiete, Hristos atât de mult a iubit-o pe soția lui, biserica lui, încât a murit pentru ea. Ești gata să mori pentru fata asta? Adică iubirea soțului pentru soție se măsoară în termenii sacrificiului de sine. Darius. Și atunci când apare păcatul, da, într-o casă, într-o asemenea casă, hai să ne gândim logic. Noi de câte ori am supărat pe Hristos? A divorțat de noi? Ne-a pus în mână cartea de divorț, m-am săturat de voi, mizerabililor. Păi Hristos a murit pentru noi pe vremea când eram noi păcătoși, spune Pavel. El nu și-a dat viața pentru o frumusețe de biserică, ci pentru a genera prin iubirea lui o frumusețe de biserică. De fapt, el înfrumusețează biserica. Corect, îi dă demnitate. Și atunci, da, sigur, un astfel de om care are inima plină de Duhul lui Hristos și este animat de dorința de a fi aliniat la scopul lui Hristos pentru viața lui, nu o să abandoneze pe soția lui. Și cum? Îmi vine în minte ce spune la un moment dat Mântuitorul când le zice la ucenici, mai băieți, dacă un frate păcătuiește împotriva ta, mustră-l între tine și el. Adică nu mediatiza cazul ăsta, nu fă reclamă diavolului. Dacă te asculte, ok, dacă nu mai au unul, doi cu tine, să ai mărturia unor outsideri. Dacă nu te ascultă, spune bisericii. Și Petru când dă o de bagă la cap și pune o întrebare. Doamne, dar de câte ori să-l iert? Ce zici, de 7 ori e bine, Pavel? Petre, nu, de 70 de ori, câte 7. Dacă mai eu te întreb, dar și pe tine, Marcel. Și chiar vă rog să... aveți curajul să răspundeți la întrebarea asta. La ce păcat se referă Iisus? La orice păcat. Nu precizează. Și un păcat de curvie, oare? Se poate ca fratele să fie tocmai soțul? Să fie sora, adică tocmai soția, se poate? Într-un context... E cel mai posibil că 470 de ori să-ți greșească un om, trebuie să fii tot timpul cam cu el pe acolo, că te întâlnești de 2 ori pe zi. Dar ce păcat este chemat bărbatul să treacă cu vederea viața soției lui? Într-un context actual am observat, chiar vedeam zile trecute un clip, răspunde exact la întrebarea dumitale, că spunea cineva, o femeie spunea așa, eu i-aș ierta soțul meu orice, la care cea care de fapt administra clipul ăsta opina imediat după și zicea, cum poți, domnule, să ai o mentalitate de victimă în felul ăsta? Să poți să ierți soțului tău chiar și infidelitățile lui. Păi ce, tu ești bătaia lui de joc? Acum întrebarea noastră. E posibil ca cineva să nu mai ierte pentru că cineva l-a învățat pe el că asta e mentalitate de victimă și nu de biruitor? Stau și mă întreb de asemenea, că sunt obligat. Nu mă lasă Duhul Scripturii să nu mă întreb. Mă întreb în felul următor. Când îmi spune Mântuitorul în felul următor, dacă vrei să vii după mine, atunci, unul, leapădă-te de tine însuți, abandonează-te. Doi, ia-ți crucea. Și trei, urmează-mă zilnic. Ce înseamnă am luat crucea, fraților? Nu înseamnă a muri față de mine. Nu înseamnă a accepta oprobiu public, uneori umilirea din partea unui partener care m-a batjocorit. Când vorbește de urmarea lui Hristos și de Evanghelia lui Hristos, vorbește în esență de cruce, de moarte, de sacrificiu, de abandonare, de renunțare la sine.
Însă uitați-vă cum descrie Pavel în 2 Timotei 3, prin universitate, cum descrie portretul omului postmodern. Să știi, măi Timoteie, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Războaie? Nu. Prima trăsătură. Oamenii vor fi iubitori de sine. Adică atât de mult se iubesc cu oamenii, că nu mai iubesc pe nimeni. Și abia a doua trăsătură, iubitor de bani. Că știi, să-ți alimentezi sinele, îți trebuie fonduri, frate. Și atunci, când omul se iubește pe sine, nu-și mai iubește nici soția, nici bărbatul. Se iubește pe sine. Și când se iubește pe sine, a uitat de mult de Dumnezeu și de iubirea de Dumnezeu. Voi la Mântuitorul, la urmă urmei, dacă îmi cere Mântuitorul să fiu ca El și întreaga Scriptură îmi spune, în esență, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Adică intrăm prin Hristos într-un proces de sfințire. Și această sfințire înseamnă un proces extrem de dureros în care învăț uneori să fiu călcat în picioare, să fiu bătjocorit. Amintiți-vă în 1 Petru, capitolul 3, că versetul 1 zice Petru, tot astfel și voi soțiilor, fiți supuse soților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Bun, dar aici merge întrebarea, ar întreba cineva, probabil dintre ascultători, că am văzut, urmăresc adeseori emisiuni sau, cum să zic, dialoguri de genul ăsta, uh-huh. Și urmăresc comentariile din spate să văd ce zic oamenii, pentru că e foarte importantă opinia omului. Adică, de ce zic importantă? Pentru că s-ar putea ca omul să nu înțeleagă până unde poate să meargă treaba asta. Adică, ar întreba unul, domnule, dar... Și asta ce înseamnă? Că trebuie să mă calc, să mă calci în picioare bărbatul meu, să mă bată, să mă... Până unde pot să mă duc, domnule? Adică ce trebuie să fac eu? N-am înțeles. Voi cu habotnicia asta, până unde vreți să mergeți? Care ar fi răspunsul nostru în fața unei astfel de întrebări? E o întrebare foarte pertinentă, foarte, foarte logică, da? Dăm voie să vă duc înapoi în 1 Petru capitolul 3. Când... Petru spune așa, tot astfel soțiilor. Cum adică tot astfel? Și dacă citesc pasajul dinainte, rămân uimit, pentru că am imaginea în care Hristos era batjocorit pe cruce, da, de noi mizerabili de oameni, da? Și dăm voie să citesc ce spune Petru înainte de această pretenție aparentă absurdă pentru o soție, adică să fiu supus unui bărbat necredincios care nu primește cuvântul, iau ce spune. Zice, el, când era batjocorit, Hristos, nu răspundea cu batjocuri, ci se supunea dreptului judecător. Ei, tot astfel soțiilor, raportați-vă la astfel de bărbați ca și Hristos, care, când era batjocorit, se raporta la Dumnezeu, pentru că știa că Dumnezeu are în control situația. Acum, când un soț este violent și pune în pericol viața soției, nu va sfătui nimeni să stea acolo să o omoare. Da? O brută de om. Îmi cer scuze pentru expresie. Orice consilier, orice om cu mintea întreagă îl spune, fugi nevastă. Până și Mântuitorul le spune la ucenici, când vă vor prigoni într-o cetate, nu stați acolo, mergeți în alta. Adică nu stați să vă omoare prematur. Fugi, scapă-ți viața. În cazul acesta, eventual sugerez soției, acolo soț este un soț abuziv și violent, să se izoleze pentru o vreme, ca să, poate să trezește ăsta și dă seama că e rău, nu-i cine să facă mâncare, să-i spele haine, să-i facă masaj. Ok? Deci, vorba lui Warren Wiersbe, îmi place cum gândește, vorbind despre divorț, divorțul este ultima soluție după ce ai încercat toate variantele, nu prima soluție. Da, dar marea problemă este că de multe ori chiar și creștinii noștri vorbim de rândul pocăiților, indiferent de culoarea lor dogmatică sau... În loc să apeleze la păstori, asta poate și din pricina faptului că mulți lideri, păstori, lideri spirituali nu au pregătirea necesară pentru a da sfaturi, mulți apelează la psihologi. Eu am văzut un caz, nu neapărat că îl cunosc, am auzit și eu din poveștile altora, nu cunosc exact despre cine era vorba, că un bărbat, tot așa cu ceva probleme în cadrul familiei, a mers la un psiholog. Și după ce psihologul te lasă să vorbești, să te descarci, după ce te ascultă, el le-a spus, măi omule, tu ai nevoie să divorțezi, tu ai nevoie de libertate. Problema e ta că tu ești, te simți legat, te simți strâns. Și el a ascultat sfatul psihologului. El fiind pocăit și zice, băi, mi-a spus psihologul că problema mea interioară e că mă simt prea presionat de circumstanțe.
Și atunci, ieșind în afara bisericii, sau cum credeți, care ar fi sfatul dumneavoastră pentru cei care apelează în afara bisericii la psihologi, la tot felul de sfaturi, inclusiv la emisiune pe care spunea Darius că emisiunea aceea că se scoate, bă, tu ești o victimă, tu trebuie să ieși de acolo, trebuie să fugi, trebuie să te eliberezi. La urmă urmei, dacă noi suntem realiști cu noi înșine, toți suntem victime ale neascultării de Dumnezeu. Toate aceste stări pe care le trăim și familia le suportă cel mai mult și devin cel mai prezente și mai dureroase, pentru că sunt legate de oameni pe care îi iubești, da? Toate aceste stări sunt generate de neascultarea noastră de Dumnezeu, de păcatul din noi. Adică de îndepărtarea de principiile divine. Da, și eu am consiliat oameni care au preferat să asculte de psihologi și au luat-o rasna. Și l-am întrebat pe un astfel de bărbat. Omul ăsta este creștin. A zis, pastor, am citit cărți de la acest psiholog celebru. Dar am zis, ăsta e evanghelic? Nu, dar n-are importanță. Importante sunt principiile. Păi cum adică sunt importante principiile care le exclud pe Dumnezeu, pe care Pavel îl numește fericitul Dumnezeu? Cine îmi poate da fericirea dacă nu cel ce se prezintă pe sine ca fiind fericitul Dumnezeu? Și când noi am fost creați, am fost creați cu niște parametri și pentru niște scopuri bine definite. Dacă eu ignor aceste scopuri, nu pot trăi la parametrii la care am fost dimensionat. Și atunci iubirea mea devine un fel de pasiune, un fel de eros, de patos, de amor, de poftă. Ori iubirea autentică este iubirea care se dăruie, se jertfește. Păi am întâlnit cazuri și nu sunt puține. După ani de căsnicie, unul dintre soți are un handicap sever. Ajunge bolnav psihic. Recent am întâlnit o familie cunoscută de mine, binecunoscută, un om, un evanghelist, un misionar prin care oamenii s-au întors la Hristos, ajunge cu demență. Și el îngrijește de 2 ani de zile. Nu mai cunoaște proprii copii și nepoți. Și îmi spunea ea, explică-mi, Nelule, de ce a îngăduit Dumnezeu să ajungă bărbatul meu în situația aceasta? Un om prin care oamenii s-au întors la mântuire. Și am zis, n-am nicio explicație, niciuna. Aș putea să mă refugiez în suferința lui Hristos, pe care Dumnezeu l-a desăvârșit prin suferință. Și atunci când apare suferința în viața unei persoane, dragi mie, un handicap sever, un accident, de exemplu, ce fac, îl abandonez? Dacă eu aș fi în situația victimei, mi-ar conveni să mă abandoneze cineva? Bun, soția, soțul a căzut deodată într-un păcat de adulter, ce fac? Păi Hristos, Domnul, mă învață să iert orice păcat. Orice păcat. Să dau încă o șansă. Are dreptul la o șansă. Ce înseamnă iubi? Mântuitorul spunea, știm toți, în celebra cuvântare de pe munte, că dacă iubesc pe cei ce mă iubesc, ce mare lucru am făcut. Și păgânii fac la fel. Cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Poate fi aplicat asta și în familie? În primul rând, familie. În primul rând, familie. Mântuitorul spune așa, dacă cineva mă blastămă, eu să-l binecuvintez. Dacă mă urăște, eu să-l iubesc. Dacă mă lovește peste obraz, se întorc obrazul. Dacă mi-a... Hai, să dau și cam așa. Păi, în primul rând, în familie să aplic aceste principii, dragii mei. Să mă rog pentru cel ce mă pregonește. Păi, pentru cine? Toată scriptura aceasta pe care noi o îndrăgim și bine fiți-o și trăim, se adună în 2 porunci. Asta ne spune Mântuitorul. Când este întrebat, care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toate energiile tale într-un cuvânt. Asta e cea din tâi poruncă și a doua la același nivel. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Păi care e primul aproape? Interesant că Pavel preia ideea asta și o duce la un nivel mai înalt. Zice, purtați-vă sarcinile unei altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Adică la un moment dat vorbește despre anumite poveri. O să le duc într-o extremă, acum prin interpretare, când vorbește în Galateni, da? Vorbește exact despre într-o oarecare măsură, iubirea manifestată prin acțiune. Adică nu în momentele de sărbătoare, nu în momentele de totul e bine și frumos, ci în momentele de greutate. Pentru că am aminte tot atât de exemplu ăsta și vreau să întăresc într-o oarecare măsură poziția unei familii, colegi de-a soției mele, spanioli, catolici, nicio treabă cu, zicem noi, cu biserica născută din nou, așa să pun ghilimele. Cu evanghelia autentică. Da? Și la un moment dat, soțul acestei fete, fata fiind șef, fata șefei soției mele, în fine,
Soțul ei se îmbolnăvește și slăbește, ajunge la vreo 38 de kilograme. Om în pat întins de câțiva ani de zile, vreo 2 ani de zile întins în pat, căsătoriți de vreo 2-3 ani. Nici măcar n-aveau, deci am doi tineri, nu erau neapărat, domnule, asta era bătrână, nu mai avea nicio șansă, o zis asta, îi por crucea. La un moment dat, oamenii din prejurime au venit și au spus, femeie, ești tânără, e 20 și ceva de ani, n-ai copii, e simplu, scapă-te de ăsta și du-te. La care femeia spune, voi ați uitat un principiu, eu am jurat că-l voi, că-l voi iubi și în boală și în sănătate. Eu asta știu că el e în boală, eu nu știu ce are, ceva se va întâmpla cu el mâine sau poimâine, dar eu trebuie să fiu lângă el în primul rând din cauza dragostei pe care o am față de el. Femeia asta s-a ocupat de bărbatul ei, l-a îngrijit, l-a purtat în spate când a fost nevoie, din pat în, la WC-ul și din pat în baie și așa mai departe, îl spăla, îl îngrija, îl hrănea și după câțiva ani de zile, Dumnezeu în bunătatea lui s-a apropiat de familia asta, care a crezut și în Dumnezeu în varianta în care noi câteodată trebuie să învățăm și noi, câteodată că sunt oameni care cred la fel ca și noi, în practică cel puțin, se roagă, stăruiesc, stau în voia lui Dumnezeu și se închină. Și Dumnezeu s-a atins de omul ăsta, l-a vindecat și a dat o familie fericită și au și copii în cadrul familiei lor, când toată lumea spunea, nu se ne poate face nimic, abandonează, avea toate aturile de parte ei, tinerețea, frumusețea, viața întreagă în față, a ales totul să rămână lângă el și să-l îngrijească și apoi, iată, biruința din spatele unei jertfe de câțiva ani de zile. De ce asta nu poate fi aplicată în cadrul familiei? Îmi place mult ce spuneai tu, că acea doamnă tânără a zis, voi ați uitat legământul care l-a făcut, sau jurământul. Aș întreba pe cei ce ne ascultă un singur lucru. Câți dintre cei ce ne ascultă și sunt căsătoriți și se gândesc la divorț, când i-a întrebat preotul sau pastorul, până când vrei să fii soția sau soțul? A zis cineva, până la moarte, dacă nu o să aibă un handicap, dacă nu o să mă înșele, dacă nu o să bea banii, câți dintre cei ce ne ascultă au pus condiții? Așa e că niciunul. De ce oare după ce se scurge timpul și apar defectele în partener și îi vedem adevărată identitate care ne sperie, de ce vrem să fugim de el? Oare nu de aceea Dumnezeu ni l-a dat pe mână? Pentru că asistați de puterea Harului Divin să fim instrumente în mâna Domnului să modeleze acel caracter, să-i întoarcă inima, să-i transforme viața. Nu de aceea ni l-a dat? Eu cred că de aia. De aceea când mă gândesc la căsătoria în Domn, mă gândesc la niște oameni maturi, că de aici am pornit, corect, care își asumă roluri fundamentale. Bărbatul își asumă rolul lui Hristos, adică își asumă responsabilitatea să iubească pe doamna lui Eva, orice s-ar întâmpla în viața ei. Și doamna Eva își asumă să stea sub autoritatea bărbatului ei, așa cum iubita lui Hristos, biserica, stă sub autoritatea lui Hristos. Și când înțeleg aceste roluri cei doi, nu mai au timp să gândească la divorț atunci când își găsesc. Îmi vine în minte o afirmație celebră și aș recomanda aici, știu ce ascult, o carte extrem de valoroasă a lui Timothy Keller, se numește și în engleză, cei care știu engleză, The Meaning of Marriage sau Sensul Căsătoriei. El spune că dacă în căsnicie aplici Evanghelia lui Hristos, restul sunt detalii. Dar ce înseamnă Evanghelia? Păi Evanghelia este vestea bună, că există soluție pentru orice păcat. Soluția este la Hristos. Și atunci nu trebuie să intervină puterea Evangheliei când unul dintre parteneri cade într-un păcat, adulter fiind. Sigur, când vorbim de recidive, când vorbim de abandon al familiei, când vorbim de violență, ne gândim la decizii fundamentale. Și poate că într-o altă emisiune, nu știu dacă ne mai permite timpul, când vorbim de relația soț-soție, am această imagine nou-testamentală, relația Hristos-Biserică, dar această relație nou-testamentală se grefează pe una vechi-testamentală, relația Dumnezeu-Israel. Și când noi la Dumnezeu, noi suntem bărbați toți, n-am auzit vreun bărbat să facă declarații atât de frumoase de dragoste unei soții cum Dumnezeu face declarații de dragoste. Isaia 5, 4, de exemplu. Și nici puse în practică. Te iubesc cu iubire veșnică, poți să se clatine munții, dealurile, legământul meu de pace rămâne, mă țin de cuvânt.
Dar nu uitați, asta e în Isaia 54, pentru că în Isaia 53 Dumnezeu arată baza întoarcerii lui la Israel și la Iuda, robul Domnului Hristos. Deci Dumnezeu a plătit cu viața Fiului Său dreptul de a se întoarce la cea pe care a abandonat-o. Ieremia 3 spune cuvântul, acolo vorbește lui Iuda, profetul, zice, măcar că a văzut că i-am dat în mână cartea de divorț la Israel, vicleana Iuda nu s-a pocăit. Și atunci, când mă uit la Dumnezeu și la această... apropo, dacă mă uit în Ieremia 2, de exemplu, văd pe Dumnezeu ca un fel de îndrăgostit, nostalgic, se uită la Israel și la Iuda care l-a abandonat, s-a terfelit zeci de ani, sute de ani în neascultare și în păcat de adulter și ca un nostalgic îi spune, Domnule, mi-amintesc pe vremea când erai tânără și murmai într-un pustiu fără apă. Adică el spune acolo că cât de mult mă iubea în tinerețe și acum mai mi-ai întors spatele. Dumnezeu e obligat după ce zeci de profeți se ridică în istorie să abandoneze pe Israel și pe Iuda. Dar se va întoarce la ea. De aia spune Pavel în Romani 11 că atunci tot Israel va fi mântuit. Și de aia Dumnezeu spune că urăște divorțul, pentru că el însuși nu poate să abandoneze definitiv pe Israel sau pe Iuda când a făcut legământ cu Avram pentru ei, da? Și tocmai de aceea, deși a dat cartea de divorțul lui Israel, da? El păstrează o rămășiță. Dar nu înseamnă asta că dacă cumva eu îl iert pe el sau pe ea, nu înseamnă cumva că eu îi dau undă verde. Dom'le, dacă tot există iertare, du-te, Dom'le, și fă în continuare. Pentru că se scuză o grămadă de oameni cu chestiunea asta. Dom'le, cât tot să-i dau acum, am înțeles, da, tot îi dau, îi dau, da. Și da, să-mi fie iertată expresia. Noi avem, românii spun așa, doar nu-s proastă, doar nu-s prost să-l iert, să-i iert așa ceva. La infinit. Mi-amintește, spune Apostolul Pavel, care vorbind despre puterea mântuitoare Harului, pe care Evanghelia ne revelează, da? El spune că unde păcatul s-a mulțit, harul a fost mai mare. Și atunci el știe că în mintea noastră de oameni păcătoși se naște următorul gând. Păi dacă unde păcatul se mulțește, harul se mulțește. Adică dacă mă iubește fraierul ăsta și o pot trăi oricum, de ce să nu păcătesc? Asta ce spune el. Ce vom zice să păcătuim mereu, să se mulțească harul? Ferească Dumnezeu nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Adică se întâmplă o alunecare a unei dintre partenerii și sunt situații pe care le cunosc sau am auzit despre ele, în care și după 15 ani cineva s-a întors. Asta e foarte important să înțeleg ce spune Moise în Deuteronom 24, că dacă un bărbat își abandonează soția dintr-o pricină, sigur nu curvia în cazul acela că trebuie să fie executată, da? E important ca acea soție abandonată să nu se recăsătorească cu altcineva, ce să aștepte, pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să ducă mintea la loc la acest bărbat. Ok, numai că aici vine partea numărul 2. Da? O grămadă de alți oameni spun așa, domnule, dar stai tânără, el e tânăr. Uh-huh. Cum poate, domnule, să... Adică, voi vă imaginați că s-ar putea aia să fi măritat cu nu știu cine, să fi căsătorită, soțul, soția, nu, care m-a părăsit, să fi recăsătorit. Ce să fac eu? Stau aici și aștept 20 de ani, eu sunt tânăr, nu pot să stau să mă... Foarte bună întrebarea ta. Plec de la premisa că Dumnezeu, în cartea în care ni se face cunoscut pe sine, o face cu scopul de a ne oferi fericirea. Da? Amintiți-vă cum începe Mântuitorul predicat pe munte. Amintiți-vă. Păi cei săraci, într-o calorie este împărăția. Pomeneam Psalmul 128. Uitați-vă în Psalmul 119, ce un psalm. Este un psalm care ne îmbie cu fericirea. Ok? Sigur că Dumnezeu vrea fericirea celui care este abandonat și înșelat. Vorbea de vorba de 26 de ani, o femeie de 23 de ani. Când zic ea nu se grăbește la măritiș, ea înțeleg prin aceasta că ea așteaptă să vadă ei cu ochii pe soție ce face și când află că s-a căsătorit cu altcineva, este liberă acea femeie.
Știu că aici există următoarea mentalitate. Pavel spune, câtă vreme îi trăiește bărbatul, ea să nu se căsătorească după altul. Dar bineînțeles, în context acest lucru, adică are fata 23 de ani, ăsta e un curvar, s-a căsătorit deja și bine, mi-a și copii, și pe femeia asta de 23 de ani o ții până la 80 de ani. Nu-i nicio rațiune biblică pentru asta. Pentru că deja el s-a căsătorit, el deja prin asta a rupt legământul conjugal, s-a întinat cu alta, dacă aș fi în contextul din Deuteronom 24, și acolo spune Dumnezeu prin Moise că dacă soția abandonată se căsătorește cu altcineva, chiar dacă îi moare cel de-al doilea soț, ea nu mai are dreptul să se întoarcă la primul, pentru că deja ea s-a murdărit cu al doilea. Ok? Și atunci, în cazul pe care, în scenariul pe care tu l-ai regizat, și este unul foarte posibil și sunt prezente destule, când unul dintre cei ce au plecat din mariaj, se căsătorește, cel tiber este liber să o facă și el, adică nu poți ține 10 de ani. O întrebare de asemenea practică, care poate fi întâlnită în multe dintre bisericele noastre. Vin doi oameni din lume, da? Amândoi vin să se căsătorească, el divorțat, ea divorțată, într-un oarecare timp, în urmă au fost căsătoriți împreună. Ei au divorțat și au refăcut fiecare viața cu altă persoană, cu alt partener, altă parteneră, și apoi vin în biserică și cer să fie botezați. Cum ar trebui să gestioneze acest lucru? Îi botezăm, nu-i botezăm? Mulți spun, domnule, nu, vă știți divorțați, vă știți cine sunt oamenii ăștia, și pun o anumită presiune asupra anumitor conduceri care, dacă n-au o bază bună biblică, că de fapt asta și vrem să vorbim, în bază biblică, ce ar trebui să facă păstorul sau bordul de conducere? Dacă cineva spune așa ceva, știi cine au fost ăștia? Eu aș spune, dar tu știi cine am fost eu? Dar tu cine ai fost, mă, frate? Păi pe noi Dumnezeu ne-a mântuit că am fost sfinți? Hai să fim serioși. Ne-a mântuit pentru că eram niște păcătoși mizerabili, eram morți în păcate și în fără de lege. Da, ăștia săraci au curvit. Dar noi am mințit, am furat, am bârfit. Stai de fapt, strigătul Domnului Iisus, nu cei sănătoși au nevoie de medic. Corect. Da, cei doi au dreptul la mântuire veșnică. Ei, practic, sunt consecința unei căsnicii imature și nefericite. Dar tocmai întâlnirea cu Evanghelia și cu Hristos, pe terenul Evangheliei, le oferă fericire eternă. Și apropo, înainte erau fără de Evanghelie, fără de Hristos, fără de legăminte, fără de cunoștință. Corect. Oameni, vorba lui Dumnezeu când vorbește cu Iona, păi și nu știu să deosebească stânga de dreapta. Da. Și trebuie să recunoaștem că și noi am fost la fel. Deci atunci aplicăm versetul că și Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Corect. În cazul lor. Și tot aici o altă întrebare, noi fiind în Spania, aici există o comunitate musulmană destul de dezvoltată. Există cazuri în care un musulman se întoarce la Domnul, da? Dintr-o dată lapădă pe Mahomet, pe Satana, pe toți, și se întoarce la Domnul. Omul ăsta vine și se botează, sau cel puțin vine și cere botezul, spune eu cred pe baza credinței, cred în Iisus Hristos. Așa. Problema e că vine cu cele 3 sau 4 soții pe care le are. Cum trebuie să actueze în cazul acesta? Ce facem? Îi zicem, alegeți una și dau afară, că nu ești vorba. Atunci trebuie să ne ocupăm și de Avram și de patriarhi. Uite că văd eu lucrurile, Marcel. Capitolul 7 din 1 Corinteni are ca idee de bază, versetul 20, o să-l citesc. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat la mântuire. Ai fost rob, nu-ți fă griji, dar dacă poți să te eliberezi, e ok. Ai fost necăsătorit, nu tinde neapărat să te însori, pentru că-s vremuri grele. Ești însurat, nu regreta. Adică Pavel pledează pentru a rămâne în starea în care Hristos te-a găsit, cu statusul marital respectiv. Ăsta are 3 neveste, 4 că e musulman, păi să le ducă pe toate în împărăție și cu prunci cu tot. Nu-i poți cere să renunțe la una. Este neetic, nedrept. Ăsta a făcut cu ele un legământ recunoscut de oameni, de cultura în care s-a dezvoltat el. Care, pe care să aleagă? Să întrebe pe Domnul, să fim raționali. Deci merge cu tot istoricul după el. Marcel, încă o chestiune care trebuie lămurită. Și în primul caz pe care l-a dus pe tapet, și în al doilea, oamenii au dreptul la fericire și la mântuire prin lucrarea Harului Dumnezeu găsită în Evanghelie, prin credința în Hristos. Dar mântuirea este un aspect
și slujirea publică este altul. Când este vorba de slujirea publică, cred că acolo sunt anumite restricții. Da? Apropo, îmi vine în minte un caz din România, e vechi deja, a intrat în arhivă. În zona noastră, în povestea păstorul senior, că într-o biserică de țară, un evanghelist bun de altfel s-a încurcat cu o soră de biserică și a păcătuit. El a gestionat cazul, păstorul nostru, și l-a pus deoparte. Deci, după vreo 3 ani de zile, mă duc în zonă și îl văd pe ultima bancă, s-a pocăit omul și mă întreabă, frate, mă ții minte, cum să nu, frate? Două zice cel pedepsit, frate, eu mai am dreptul să predic. Dar cum să nu, frate, tot restul vieții, da, singurul subiect de predică, nimeni să nu facă ce am făcut eu. Predică până mor, frate. Adică, noi comitem păcate și pe toate Dumnezeu le iartă. Prin pocăință. Însă păcatele au consecințe, dragii mei. Noi ignorăm consecința. Dumnezeu e așa de drept încât nu poate lua consecința de pe noi. Am comis păcatul, adică am omorât un om. Domnul ne-l învie. Acum, și la învierea de apoi, noi suportăm consecințele. Sau își pierde o domnișoară virginitatea. Nu-i dă înapoi Dumnezeu himenul. L-a pierdut. Suportă consecința. E la fel și în cazul cazurile pe care noi le-am prezentat. Dreptul la mântuire este un aspect, la slujire este altceva. Discutăm de lucruri mai delicate și de chemări specifice. Da, există, dacă uitați în Psalmul 51, eu chiar am o dată un gând de acolo din Psalmul 51, dar nu din niciun verset, din titlul Psalmului 51. Există un titlu interesant acolo. Probabil că dacă vreun frate din biserica noastră ar fi păcătuit cum a făcut-o David în Psalmul 51, noi vă dați seama că în ce privește slujirea nici să se apropie de scena din față. 51. Da, vreau să mă completez cu ceva din Iov. Da, știu la ce te referi. Da? Okay. Spune acolo un psalm al lui David făcut după ce a păcătuit cu Batșeva. Da, asta cam așa ceva sună titlul. Și apoi urmează psalmul. Acum noi, dacă vine un cântăreț în biserică sau un poet și zice, uite, vreau să vă recit o poezie pe care am făcut-o după ce am păcătuit cu X, păi l-am scoate afară cu poezie, cu tot și un microfon ar zbura după el dacă s-ar putea. Cum vedeți treaba aceasta în contextul Vechiului Testament, să spunem? Hai să spun cum o văd în contextul întregii Scripturii. Întotdeauna dovada pocăinței unui om este smerenia. Un om care a comis un păcat, și când vorbim de păcate sexuale, astea sunt au o implicare mult mai serioasă. Pavel spune, să-l cităm pe el, că e singurul păcat comis în trup. Trupul nostru e templul Duhului Sfânt și este afectat, da, acest templu, trupul nostru. Deci aceste păcate au niște consecințe mult mai serioase. Dar oricare ar fi păcatul, pocăința autentică în viața omului duce la o smerenie autentică. Niciodată un om care s-a pocăit de un păcat nu va pretinde vreo slujire, nu va pretinde să mai urce pe treapta pe care a urcat cândva. Zilele acestea citeam o știre despre un păstor a unei mega biserici din state, 30.000 de membri în câteva locații, în câteva campusuri, care a fost bețiv și așa, acum câțiva ani de zile, a fost reabilitat și acum, chiar biserica lui se numește Second Chance Church, adică biserica cea de a doua șanse, și el vine și spune cum Dumnezeu l-a ridicat, acum ai condus 30.000 de oameni și ai fost dat afară că ai fost un alcoolic, știi? Mai ai curajul să urci la volul bisericii? Eu cred că astfel de oameni trebuie să stea în smerenie. Și prin un har aparte, dacă Dumnezeu vrea să ridice cumva, dar nu trebuie să pretindă ei. Păi eu am fost păstor, eu am fost predicator, eu am fost un VIP, un autor de opinie. Doamne, dați-mi înapoi portofoliile. Nu, frate. Care sunt slujbele la care nu mai au voie să participe oamenii care au avut un eșec în căsătorie? Adică, înțeleg că de obicei în discuțiile noastre e vorba despre predicatori. Dar există atâtea alte slujbe în biserică pe care le-ar putea sau nu le-ar putea face? Dragă, eu când mă refer la slujbele acestea, mă gândesc la slujbe publice. Spre exemplu, publice. Cântarea. Predicarea, cântarea, prorocia, rugăciunea personală cu vocetare în public. Sunt slujiri publice acestea, deci sunt acte publice.
Pot să fac, pot să când Domnul e acasă, în baie, în dormitor, să-L laud pe Domnul cu mâinile sus, când n-am de la nimeni like-uri. Dacă vreau să mă filmez eu pe mine, să iară la nevastă, la prunci, da, dar nu să pun eu pe net ce fac. În dacă el este venit divorțat deja în biserică, se contabilizează inclusiv lucrul acesta sau nu? Mai să ne gândim. Vine un om divorțat în biserică. Să punem un cadru. Un om divorțat vine în biserică în perioada în care poate în procesul de divorț, are copii, vine în biserică. Uh-huh. Se botează, cunoaște o fată în biserică, da, poate să fie și invers. Fata vine și cunoaște un băiat. Cunoaște o fată în biserică și se căsătorește. Uh-huh. Omul acesta poate fi folosit în cadrul bisericii dacă se dovedește, să zicem, între ghilimele, nu știu cum, se dovedește a fi om cu chemare. Mi-aș dori să pot pune degetul pe un pasaj clar din Biblie, însă mă uit la întreaga Scriptură și încerc să explic procesul de pocăință autentică. Când vorbim de mântuire și de căsătorie, vorbim de două lucruri diferite. Și pentru orice ascultător, cred că este logic, mântuirea este mai importantă decât un mariaj. Pentru că noi suntem cu soțiile sau soții până la moarte, punct. După ce moare partenerul, Scriptura ne lasă să ne căsătorim cu cineva. Va fi cu Domnul. Exact. Dar când vorbim de mântuire, vorbim de o eternitate împreună cu Hristos. Vorbim de statutul de preoț al lui Dumnezeu și al lui Hristos. Noi vorbim de persoane coregente care împreună cu Hristos domnesc pe un pământ restaurat de puterea lui Hristos și un cer nou unde domnește neprihănirea. Ei, și atunci pentru persoana care e interesată de domnia cu Hristos, nu atât de interesată în lucrarea publică, ci este interesat să obțină iertarea de păcat, garanția aceasta și să se bucure de nevasta tinereții lui. Și atunci, dacă un astfel de om, în cazul prezentat de tine, găsește pe cineva în biserică și reușește să cucerească inima, ferice de el, mai puțin ferice de ea, pentru că el intră cu un istoric într-un mariaj, mi-aș dori să discutăm o altă dată despre aspectele. Când mai vin, spune, te așteptăm cu e ok. Luna viitoare. Aleluia. Nu cealaltă. Și atunci, omul ăsta se bucure că a găsit pe cineva, o soră care l-a acceptat așa cu istoricul lui, cu coada, da, cu tinica după el, că le îndrăgește, că le iubește, că despre lucrarea publică să-i cânte ei, să-i predice ei, să-i recite ei, să se roage în dormitor pentru ea cât vrea, dar în biserică n-are ce să ne învețe. A fost iertat de păcat, este mântuit, dar lucrarea publică este altceva. Și dacă omul acesta, de exemplu, este, să zicem, prins deja în lucrarea, dau un exemplu, poate fi în comitetul unei biserici, poate fi să aibă funcție oarecare în biserică, care ar trebui să fie atitudinea cea mai corectă, sună iurea să spun împotriva acestui om, că de fapt nu e împotriva lui, ci împotriva unei, să zicem, situații, unui act săvârșit, să zicem, în necunoștință sau în cunoștință de el, e altceva. Cum ar trebui să raporteze ceilalți frați din conducerea bisericii vis-a-vis de, sau poate chiar biserica? Dragii mei, o să discut două chestiuni legate de asta, Darius, dacă mai avem timp. Unu, stric biblic, 1 Timotei 3 și în urmă și în cartea Tit. Pavel vorbește despre oameni cu înzestrări și chemări speciale, diaconi, presbiteri, ok? Dacă își dorește cineva să fie așa ceva, e un lucru bun, nu-l împiedică Pavel, dar dacă te uiți la ce trăsături sau ce caracteristici trebuie să împlinească fișa unui astfel de candidat, toate au de face cu caracterul. Unul singur este să fie stare să învețe pe alții. Și mai ales cu relația cu familia, soțul unei singure soții, copii, ascultători, în supunere. Deci un om de caracter. Acum întreb eu, dacă un diacon care slujește la mese și în partea ajutoare la văduve, trebuie să aibă asemenea calități, un asemenea caracter, unul care predică, care împarte învățătura adevărului, care tălmăcește Evanghelia bisericii, trebuie să fie... să ai un standard mai jos, hai să fim serioși. Deci, biblic,
este descalificat. Și o să iau un exemplu, poate că unii ascultători îl cunosc, un exemplu celebru, poate că mulți au auzit, probabil că voi da, de Charles Stanley. Pastorul acesta este un pastor excepțional, deși e baptist în Atlanta, de tânăr predică Evanghelia, dar el mărturisește cum are revelații din cuvânt. Soția lui s-a îmbolnăvit psihic și au fost mulți ani separați și la un moment dat a divorțat. El s-a ridicat în fața bisericii, apropo este tatăl lui Andy Stanley. E Charles a spus bisericii, eu sunt descalificat. Nu mai pot sluji, că am divorțat de soție. Și au încercat să-i reconcilieze consilieri celebri din America. Toată biserica a zis, nu te lăsăm. Deci toată biserica l-a susținut și nu i-a dat voie să se retragă. De aia zic, pocăința înseamnă să zici tu, nu mai sunt vrednic. Nu să zici, fraților, știți, nu a fost vina mea, a fost vina ei, am circumstanțe atenuante, am chemarea Domnului, Duh sunt în mine. Ăsta e un om nepocăit. Și dacă se poartă așa, este dovada clară că el a fost cauza divorțului nevastă sa. Ori Charles a venit în fața bisericii și a zis, tu nu am terminat. Nu mai merit să predic Evanghelia. Biserica a zis, nu, Charles, noi te cunoaștem de zeci de ani. Noi știm ce a pus Dumnezeu în tine, noi știm situația familiei tale, o știm pe soția ta, rămâi la avon și astăzi predică Evanghelia. Asta e un om pocăit, dragii mei. Deci oamenii care experimentează pocăința autentică, ăștia n-au pretenții, se bucură de iertarea lui Dumnezeu și stau unde îi cheamă Dumnezeu. Și dacă biserica, vorba lui Pavel, dacă înaintarea ta e văzută de toți, păi nu te putea împiedica. Dacă Domnul e cu tine, spune mai devreme, cine e potriva mea, frate? Am majoritatea. O întrebare. Știm că în orice domeniu din viața, viața nu de slujire în cadrul unei biserici, din viața publică, vrei să fii medic, faci o facultate și când ești cu diploma în mână, ești medic. La fel, un pilot de avion, nimeni nu-i dă un pilot de avion la unul care zice, bă, știu și eu să merg cu avionul. Nu, ce hai sus că duci 300 de oameni cu tine. Interesant că singurul loc unde intrăm oarecumva fără pregătire prealabilă e viața de căsătorie. Aici nimeni nu are o diplomă, gata, poți să te căsătorești, ești pregătit, toate vin. Și probabil asta este, de fapt, unul dintre, hai să spun așa, dintre lucrurile principale care duc de multe ori la divorț. Dacă aș sta să vă pun întrebarea care ar fi cauzele, cred că ar trebui să stăm aici toată ziua pentru că e un subiect complex. Care sunt cauzele principale care duc la divorț? O să vă pun o singură cauză pe tapet. Credeți că faptul că unii nu reușesc să se rupă de trecutul lor, adică ei se căsătoresc, dar vor să rămână în continuare cu prietenii, să iasă, să, cu hobby-ul, adică principiul ăsta biblic, dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Să fie una dintre cauzele care duc la problemele acestea pe care le avem de multe ori, acum tot mai des și în bisericile noastre? Mi-am amintit acel lucru care mă fascinează. Părinții mei au trăit 62 de ani. Tata a murit nu de mult de COVID. Mama e în întreținerea noastră. Când s-a despărțit de maica mea și a fost dus la terapie intensivă, îi spunea asistente așa, doamnă, am avut o căsnicie de vis cu soția mea de 62 de ani, a sărutat-o și a plecat, maică-mă nu-și amintește, pentru că era așa bolnavă. Ei n-au făcut cursuri de consiliere premaritală, nici părinții voștri. Dar noi când ne uităm la bunicii și părinții noștri care au avut căsnicii longevive 50 de ani, să nu vorbesc despre regina Elisabeta, a avut 70 de ani de căsnicie cu soțul ei, fără studii, fără conferințe de tineret, fără conferințe de familie și au rezistat în timp, fără pregătiri, da? Și te întreb, care a fost secretul? Unul singur. Oamenii aceștia s-au temut de Dumnezeu. Și bărbații și femeile. Astăzi suntem îmbibați în conferințe de tineret, consilieri premaritale și maritale, conferințe cu familiile. Eu de aia sunt acum în Spania și pentru tineri și pentru cupluri. Biserica evanghelică mustește de asta de conferințe și rata divorțului încet încet crește. Care e cauza? Absența pregătirii? Mă îndoiesc. Necunoașterea de Dumnezeu. Necunoașterea de Dumnezeu. În momentul în care, și vorbeam despre grăuntele care
dacă nu moare, ne aduce rod. În aceeași carte pe care am pomenit-o, este predica pe care am ținut-o la nunta fiicei mele, în urmă cu 11 ani, 12 ani. Așa a fost titlul mesajului: cine nu moare, rămâne singur. Adică atunci când mă căsătoresc, îmi asum responsabilitatea nu să mor pentru nevastă mea, să trăiesc pentru ea, chiar dacă asta mă duce la moarte. Și revin la taică-meu. Tata a murit de COVID pentru că el și-a luat masca ca să poată să ajute pe maică-mea. Maică-mea și tot lua masca de pe ne-a spus asistenta șefă. Și taică-meu se ridica și punea masca. O ducea la baie pentru că era foarte pudică. Și a zis: domnul Mureșan, tatăl s-a extenuat pentru că a ghișit-o pe mama. Într-un fel, tata și-a dat viață pentru maică-mea. Deci, cine își iubește partenerul, plătește un preț. Noi când ne căsătorim, uităm un lucru fundamental, de-a și Marcel. Noi ne punem de bunăvoie, din dragoste pentru ființe noastre, pe cruce. Pe cruce. Acceptăm să murim. Și dacă nu vrem să murim, rămânem singuri. Cred că oamenii nu înțeleg exact ce înseamnă cruce. E frumoasă răsplătirea de care vorbește Dumnezeu în ceea ce ne privește pe noi ca și indivizi. Dar crucea, dacă am înțelege măcar la jumătate din valoarea greutății ei și a suferinței care a fost trăită de Iisus Hristos până la ea și sus pe ea, probabil că dacă am pune în aplicare o parte din suferința Domnului și din respingerea pe care a suferit-o El din partea celor pe care El iubea și din partea celui care a făcut declarația în El, îmi găsesc toată plăcerea mea. Pentru că Iisus era între două lumi care îl loveau. Dumnezeu lovea în El pentru că El era păcatul și blestemul omenirii. Și oamenii, neînțelegându-i dragostea, loveau în Iisus Hristos. Și El din toate părțile lovit, a iubit necontenit și a iubit până la moarte. Probabil că dacă criteriul ăsta l-am implementat în familiile noastre, probabil că familiile ar fi diferite, ar avea un viitor diferit și ceea ce spunea dumneata cu îngrijorare că crește, adică rata divorțului, ar diminua într-un mod extraordinar. De ce? Pentru că oamenii înțelege că viața de familie înseamnă sacrificiu. Am, chiar dacă am început așa, cu principalele, și Marcel zicea că va fi mult să ne poți răspunde la asta, eu vreau doar să enumer, dacă se poate spune așa scurt, care sunt, din punctul meu de vedere, principalele cauze care duc la divorț. Că așa am început, nu am apucat noi. Da, în cadrul bisericii, în cadrul bisericii, că în afară pot să fie. Familiile din biserică, bineînțeles. Care ar fi principalele cauze? Aș încerca să-l citesc pe celebrul psiholog american creștin James Dobson. Sigur, el făcea afirmația asta în urmă cu 10 de ani. El spunea că pe locul întâi, ca și cauză departe de toate celelalte, este lipsa de comunicare între soți, o comunicare deficitară. Păi când nu comunici cu soțul decât cum ești bine, s-au prins SMS-uri, da? Normal că nu poți construi o relație. Se constată că cu cât o comunicare... Sau prin copii, îți fac o glumă, sau prin copii, tu te spune la măta că... Da. Cu cât comunicarea este mai adâncă, relația devine mai adâncă între soți. Și el spunea că pe locul 2 probabil dormitorul. Eu aș spune altceva, nu că îmi permis să contrazic pe Dobson, departe de mine gândul ăsta. Eu cred că altceva cauzează cele multe divorțuri. Iubirea de sine. Iubirea de sine. De ce? Prin căsătorie, noi ar trebui să ne asumăm rolul de a trăi pentru altcineva. Ori nu ne convine. Și mi-amintesc ce spune Keller în cartea recomandată. El spune că orice căsnicie are trei etape. Prima etapă, zici: mă, ce egoistă e nevastă mea. Dacă o luăm bărbatul care vorbește. Mă, ce egoist. Mă, la ea se gândește. A doua fază, mă, și eu sunt egoist. Și a treia fază, să lupți cu egoismul tău. Dați-mi voie să-l citesc pe Oxfordianul C.S. Lewis.
în cartea lui Creștin spune dus la esențele, spune așa, când Biblia vorbește despre dragoste, nu se referă la cât de mult aștept să primești la persoana iubită, ci la cât de mult ești dispus să dai din timpul tău, din resursele tale, să te dai pe tine însuți. Deci când vorbești de iubirea aproape lui, vorbești de sacrificiu de sine. Și mai dați-mi voie, vine în minte ce spunea o celebră scriitoare evanghelică. Ea are cărți pe care probabil unii dintre cei ce ne ascultă le-au citit, Puterea rugăciunii unui părinte sau Puterea rugăciunii unei soții. Ea spune felul următor într-una din cărțile ei. Povestește viața ei. Ea a fost o femeie foarte frumoasă și a ajuns la Hollywood. Acolo a avut o viață ca orice femeie frumoasă la Hollywood. S-a împrietenit cu o colegă creștină și sora noastră, că drămise creștină și ea, fiind într-o depresie adâncă, a prea la ajutorul acelei colege creștine și i-a dus-o la păstorul ei. Stând de vorbă cu această femeie, l-a cunoscut pe Hristos, a primit Evanghelia, s-a întors la Domnul și s-a măritat cu un compozitor de muzică creștină. A avut 4 copii. Dar o căsnicie dezastru. S-a gândit la divorț și la un moment dat ea s-a rugat pentru el să-i schimbe Domnul viața și la un moment dat Duhul Sfânt i-a dus o altă perspectivă, să se roage nu pentru el, ci pentru ea, să schimbe în ea. Și această rugăciune prin care solicita schimbarea ei, să-și înțeleagă bărbatul ăsta care nu mai putea fi înțeles de către ea, a dus la refacerea căsniciei, la reînvierea căsniciei și a generat cărțile ei care sunt traduse în câteva limbi. Da, deci soluția nu e să aștept până când Domnul lucră la inima lui sau la inima ei, ci să lucreze la inima mea. Dacă ar fi acum în încheiere să dați un sfat scurt, că eu știu că în cazurile acestea de divorț, de chestiile astea, nu poți să mergi cu un sfat de 2 minute. Cu o rețetă. Că, uite, asta e rețeta, faci asta ca și la clătite. Dacă acum ar fi, știu eu, un cuplu sau mai multe cupluri care sunt în pragul divorțului, deci stau pe marginea prăpastiei acolo în echilibru să cadă, să nu cadă. Și ar fi să le dați un sfat, ce ar trebui să facă ei așa în primul lucru sau câteva lucruri scurte ca să-și remedieze relația, adică să intre pe făgașul normal în ceea ce privește relația lor și căsnicia? Eu spun două lucruri. Aș vrea să numesc și acea persoană, că mi-a spus numele, Stormio Martian, da? Femeia care și-a schimbat căsnicia. Deci două lucruri spuneam. Unu, i-aș sugera să gândească sfatul Mântuitorului care zice așa, ce vă place să vă facă vouă oamenii, faceți cele vointe. Adică, dacă l-acuzi pe soț, spune-te în papucii lui și întreabă-te ce te aștepta să facă celălalt pentru tine. Ești o victimă? Oare cum ai vrea să fii tratat? Unu. Și al doilea sfat. Și aminti ce spune Dumnezeu în Maleahi, capitolul 2. Eu urăsc divorțul în căsătorie. Și acum să-ți asumi să faci ceva ce urăște Dumnezeu, cred că e un mare risc. Asta le-aș spune. Frate Nelu, mulțumim pentru sfaturile. Eu aș zice că numai în minte acum am, cred că am vreo 3 sau 4 întrebări, numai acum rapid, așa să le pun, dar timpul întotdeauna ne presează. Și aș vrea să-ți dacă mulțumesc. Dacă tot veniți peste 2 luni, rămân întrebările în picioare. Da, o să fiu undeva, mi se pare, în Castelion, pe acolo. Ok, mai departe. Nici o problemă, că eu cred că o să mai veniți și prin zona noastră și vă mai așteptăm aici, în cadrul emisiunii noastre, să continuăm. Marcel, când chiar n-aveți niciun invitat, când toți vă abandonează, atunci dați-mi un telefon. Asta e super tare. Da. A fost onoare pentru noi să vă avem la emisiune. Personal am învățat lucruri. Dumnezeu să te țină în putere, Dumnezeu. Așa cum ziceai de la bun început, în capacitatea lui Dumnezeu de a înțelege scripturile, chiar lui capacitatea asta pe care ne-o dă nouă oamenilor să rămână peste dumneata și capacitatea de a înțelege pe oameni, care e o capacitate pe care o tot ne puțin oamenii ziua de astăzi, la asta mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Nelu, și să
să te țină Dumnezeu, aș zice așa, cu mintea cât mai ageră până la adânci bătrâneți. Pentru că e nevoie de oameni ca și dumneata. Mulțumesc mult. Poți să lansezi și o rugăminte la cei ce ne ascultă, la voi în primul rând. Când vă amintiți de mine și voi, cei ce mă ascultă, cereți Domnului să-mi dea ușa de cuvânt. Amin. Am mare nevoie. Și vă promit, când mi-amintesc de voi, o să-i spun și eu Domnului. Slavă Domnului. Și vouă ușa de cuvânt. Bine? Mulțumim, mulțumim. Dragilor, cât despre dumneavoastră, aș vrea să rămâneți cel puțin cu tot ce ați, din tot ce s-a auzit astăzi, rămâneți cu astea două lucruri. Unu, prima cauză pentru care oamenii doresc să abandoneze orice, vorbind în cadrul familiei, e pentru că s-ar putea să se iubească sau să ne iubim noi mai mult pe noi decât pe partenerul căruia am jurat credință. Și când suntem gata să vrem să facem actul acesta numit divorț, să rămânem cu ideea că Dumnezeu urăște divorțul și să ne dea Dumnezeu puterea să ne putem urâ pe noi, dacă se poate spune așa, dar să iubim voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu, să știți că întotdeauna este bună, este plăcută și lucrează de săvârșire. Așa că, până data viitoare, nu lăsați problemele să vă doboare, rămâneți în picioare.